Potrivit unui nou proiect al Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine de modificare a legislației privind tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere, prețurile percepute pentru rovinete se vor majora în unele cazuri și vor mai scădea în altele. De asemenea, perioada de 90 de zile va fi eliminată, însă va apărea un nou interval de 10 zile pentru vehiculele de transport marfă cu masă totală mai mică sau egală cu 3,5 tone. Prețul rovinetelor valabile pentru 7 zile, 30 de zile și 12 luni va crește cu până la 4 euro. Astfel, noul preț al taxei va fi cuprins între 5,10 și 32 de euro față de 3,7 și 28 de euro cât costă în prezent. Pentru perioadele de 10 zile, valoarea propusă este de 6 euro. În cazul vehiculelor de transport marfă de până la 3,5 tone, tarifele pentru 7 zile și 12 luni cresc de la 6 la 7 euro, respectiv de la 96 la 100 de euro, însă vor scădea pentru intervalul de 30 de zile de la 16 euro la 14 euro. Pentru vehiculele de transport marfă între 3,5 și 7,5 tone sau de transport persoane cu 9, 23 de locuri pe scaune, prețul rovinietei aproape că se va tripla. Astfel, pentru o zi, taxa va fi de 11 euro față de 4 euro cât costă în prezent. Valoarea taxei va scădea de la 52 de euro la 50 de euro pentru 30 de zile, dar va urca de la 320 de euro la 500 de euro la 12 luni.